Bună tuturor! Anul 2011 este, după cum probabil că multă lume știe deja, anul european al voluntariatului. Doamna Margareta Păslaru, invitată a emisiunii noastre de astăzi, care de curând a fost sărbătorită la aniversarea 50 de ani de carieră artistică, este un asemenea model despre care vorbeam, și nu de azi de ieri, ci de an bun. Bună seara, stimată doamnă Margareta Păslaru, și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să fiți lângă noi. Cred că mulți dintre cei care ne urmăresc acum ar vrea să știe măcar în câteva cuvinte cum anume ați început sau povestea implicării dumneavoastră extrem de semnificative în această activitate de voluntariat pentru ceilalți, pentru semenii dumneavoastră. Eu cred în puterea exemplului și m-au inspirat alte persoane și iată, în felul acesta mi-am spus și eu pot să dau o mână de ajutor. Cam așa. Ați trăit și trăiți în continuare și în Statele Unite și în România. Ați venit și de acolo cu o serie de idei. Ați început această implicare foarte, foarte masivă în activitatea de voluntariat, din câte am înțeles. Când, în Statele Unite fiind, ați început să faceți dumneavoastră filme, deci să fiți în spatele camerei de filmat și nu în fața ei. Exact, adică prin acel zoom, acel focus, pot să spun că am pătruns în sufletul celor cu care am lucrat și așa am descoperit detalii despre munca lor și mi s-a părut absolut fascinant, atât la Banca de Alimente, cât și alte programe pe care le-am văzut, dresarea câinilor pentru nevăzători și altele, așa încât una a susținut-o pe cealaltă, ca să spunem așa. În România această activitate de voluntariat este într-un crescendo, ceea ce este îmbucurător. O faceți și aici de atâția ani acest lucru. Care sunt raporturile dumneavoastră cu cei cu care colaborați, cu voluntarii care vin să vă ajute și care vă urmează? Ce se întâmplă? Cu sprijinul Crucii Roșii Române s-au putut desfășura multe activități și profit de împrejurare pentru a mulțumi absolut tuturor voluntarilor. Sunt mii și mii de voluntari care, iată, vin cu tot sufletul, sunt tineri de 19-20 de ani. Înțeleg însă că nu sunt numai tinerii, sunt și cei mai în vârstă care de multe ori se raliază. Am avut șansa în țară, sunt foarte multe grupuri care activează pentru diferite proiecte. Dar eu am această șansă să mă întâlnesc cu ei de câte ori avem daruri pentru Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, așa încât cu acest grup de voluntari împărțim dulciuri și surprize de sărbători, de Ziua Internațională a Copilului și îi văd de aproape cât sunt de conștiincioși, de politicoși, de săritori. Țara e pe mâini bune. Mi se pare interesant în ceea ce vă privește această îmbinare între artista care sunteți și care evident că rămâneți și acest interes pentru viața celorlalți oameni. Și spuneți la un moment dat un lucru, ați emis, ca să zic așa, multe cuvinte foarte frumoase în legătură cu activitatea pe care o depuneți și unul din ele este următorul. În tinerețe ne străduim să ne facem un nume, la maturitate trebuie să folosim numele spre binele altora. Mi se pare o idee foarte importantă și care cred că face o mică, cum să spun, diferență de nuanță între nume și renume. Mi se pare că în cazul ăsta numele capătă o semnificație mai mare. Aceasta s-a născut, acest moto, acum vreo cât 19 ani, cred, și a fost o ședință la care am participat și așa a țâșnit și cineva mi-a spus să ții minte, zic, cum să nu, din moment ce am spus-o înseamnă că eu cred în aceste cuvinte. Și așa este, în cazul artiștilor, cred că este foarte important nu numai să-și împărtășească experiența, ceea ce desigur este de mare ajutor pentru cei tineri, dar un artist presupune a fi sensibil
Și aceasta este sensibilitatea care, cum să spun, deschide sufletul și mă face să mă apropii de anumite situații. Spuneam deci că ați fost desemnată ambasador pentru acest an european al voluntariatului, alături de câteva alte personalități ale vieții noastre publice din domenii diferite, cum ar fi Raed Arafat, Damian Drăghici, actorul binecunoscut actor Marius Manole din generația foarte tânără. Este limpede aici că nu primează persoana sau chiar personalitatea dumneavoastră în această, titulatură de ambasador. Sunteți ambasadori tocmai pentru că aveți resursele de a fi modele în sensul cel mai modest și cel mai smerit, aș putea spune chiar al termenului. Absolut, am fost onorată și mă simt onorată în continuare, dar este o mare responsabilitate, foarte mare responsabilitate, pentru că într-adevăr, unii se uită, privesc cu lupa și chiar aș vrea să precizez un anume aspect. Aceste susținere a unora sau aceste ajutoare nu le facem individual și îmi pare rău că personal nu pot să fac aceste lucruri, ci doar în cadrul Crucii Roșii sau UNICEF sau alte organizații. Deci, într-un cadru organizat, totuși, absolut, cu anumită disciplină, cu absolut, anumite reguli. Sunt anumite reguli, exact. Și trebuie bine gândit și bine acționat și uneori chiar mă întristează faptul că nu pot să răspund unor persoane care sunt disperate și trec prin momente grele, dar nu am această putere să o fac individual. Cred că, într-adevăr, toată lumea trebuie să înțeleagă deosebirea între aceste activități care sunt în mod obligatoriu legate de colectivitate, deci care se fac numai împreună, și alte tipuri de prezențe sau de acțiuni care se pot face și pe plan individual. În fond, oricine este liber să facă oricâte fapte bune dorește. Absolut, și mă iertați că vă întrerup. Sigur, un exemplu ar fi, de pildă, și a merge la un spital din orașul respectiv și a cere permisiunea, să mergeți să citiți povești copiilor. Micii pacienți sunt firește îndurerați, suferă dezorientați uneori. Sigur că da, sunt departe de părinți, unii alții pot fi cu mămica, dar au nevoie de un respiro, să spunem, și acela este momentul în care altcineva și nu în cadru medical vine și face acest lucru. Acum voi reîncepe din nou acest tur pe la Spitalul Grigore Alexandrescu și chiar și acolo sunt zile în care, de pildă, nu s-au întors încă de la sala de operație sau sunt sedați și nu pot asculta. Nu durata contează, ci esența gestului. Calitatea. Ce fel de povești le citiți acestor copii? Le alegeți dumneavoastră avem sau întrebați carte, pe ei? Avem o carte, basme. Pe fiecare pagină sunt 4 povești. Deci vă dați seama, sunt relativ scurte pentru că atenția lor nu durează mult și atunci trebuie captivată atenția pe momente scurte, suficient cât să le însenineze mai târziu o amintire. Și acest aspect al calității vieții celor în suferință este un lucru care din ce în ce mai mult este prezent în România, pentru că, din păcate, până acum a fost oarecum absent. Aș vrea să menționez una din admiratoarele mele care a început acest program în Galați cu câțiva ani în urmă, Dorina, și vreau să o felicit și să o încurajez să continue. Mai sunt și alții? Este singura sau mai sunt și alții? Deocamdată am aflat de la ea, nu știu restul, dar este, cred eu că în fiecare dintre noi este, cum se găsește un povestitor care sigur că poate aduce un strop de seninătate, da, de bucurie, da, exact, de liniște. Exact. Tocmai asta aș fi vrut să notez, să subliniez pentru telespectatorii noștri, multitudinea direcțiilor în care ați găsit de cuvință să vă exprimați, să vă manifestați în activitatea de voluntariat. Am să numesc numai câteva. Unele din aceste direcții le-ați început în Statele Unite, le continuați aici. Faceți un tranzit, un fel de du-te-vino. Este vorba de a împărtăși o anume experiență și dacă m-a impresionat ceva, firește, simt nevoia să povestesc și altcuiva și dacă acel cineva este impresionat și are o ureche receptivă, să spunem, este minunat. Și vă urmează.
Iată, deci, de pildă, câteva din activități. Colectarea hainelor pentru oamenii străzii. O, aici este o poveste, mă iertați. Da, numai o clipă, îmi povestiți imediat să le număr doar pentru a se vedea diversitatea lor.